Print 3D, urări pentru zilele săptămânii. În credințele populare românești, fiecare zi a săptămânii e patronată de creaturi mitice. Zilele săptămânii și mitologia romană. Luni era considerată ziua lunii. Marți era considerată ziua lui Marte, zeul războiului, tatăl lui Romulus și Remus, întemeitorii Romei. Miercuri amintea de Mercur, mesagerul zeilor. Zeității supreme din panteonul roman Jupiter îi era închinată ziua de joi. Zeiței Venus, divinitatea vegetației și a primăverii, a frumuseții și a iubirii, îi corespundea ziua de vineri. Sâmbăta se numea ziua lui Saturn, planeta profesor, iar duminica era ziua soarelui. Sarcină de lucru, realizați o felicitare, o ilustrată, după modelul din imagine. Editați textul dedicat zilei de luni cu fontul Monotype Corsiva, cu mărimea 22 în culorile albastru și maro. Inserați obiectele carte schior la lea libelulă din biblioteca 3D. Pregătim textul cu litere 3D. Pentru font alegem caracterele Monotype Corsiva, dimensiunea 22, în culoarea albastră deocamdată. Textul este: ce frumoasă este ziua de luni! Schimbăm culoarea în maro. Textul este finalizat. Reglăm suprafața de desenare pentru a putea adăuga lângă text și imaginile sugerate de sarcina de lucru. Am centrat textul și cu cheia de căutare carte book aducem pe pânza de desenare obiect carte pe care îl folosim ca o scenă. Obiectul va avea litere de aur și culoarea albastră va sugera o carte cosmică, un univers uriaș, în care vom insera plante, vietăți, ființe umane. Cu cheia de căutare tulip, adică lalea, completăm desenul prin inserarea obiectului floare în partea centrală a ilustratei. Apoi, dintr-un decor de iarnă, alegem un nelipsit copil care patinează fericit, de data aceasta, în compania și în universul florilor. Intrăm și în lumea insectelor.
Toate aceste vietăți se trezesc în ziua de luni și pornesc o activitate care neapărat trebuie să fie de lungă durată. O activitate complexă pentru lucrătorii pământului. Ar putea fi vorba de săpatul pământului, pentru artiștii artizanali. Ar fi vorba de realizarea unei ii, unei cămăși populare sau țesutul unui covor. Imaginea se salvează cu denumirea luni și extensia jpg. Tema pentru acasă. Realizați o felicitare, o ilustrată, după modelul din imagine. Ilustrata se referă la ziua de marți, care este asociată în mod tradițional cu cele trei ceasuri rele. De aceea imaginea combină ecranul unui ceas cu ore marcate cu simboluri florale. Iar vrăjitorul este ușor de găsit cu cheia Wizard în biblioteca 3D. Mult succes! Alte sugestii ilustrate pentru zilele de miercuri, ziua colaborării, ziua timpului petrecut împreună, ilustrată dedicată zilei de joi, când cerul se unește cu pământul într-o sărbătoare universală, ilustrată dedicată zilei de vineri, patronată de zeița Venus, a frumuseții, a iubirii, a vegetației, a primăverii. O ilustrată sugerând ziua de sâmbătă, chiar o zi profesor în care învățăm să cântăm, și minunata zi de duminică dedicată soarelui și tuturor simbolurilor solare, casa, familia. Vă mulțumesc!